Avertizarea a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Vom avea parte de ninsori abundente, mai ales în zonele montane. Vântul va sufla în rafale de 40-50 de km la oră. Polițiștii de la biroul rutier ne recomandă să evităm deplasările în județele din sud-estul țării. Acestea se află sub cod portocaliu, iar potrivit meteorologilor există toate șansele să se depună un nou strat de zăpadă, ce va depăși local 30 de centimetri. Sâmbătă s-a reunit la Prefectura Sibiu și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul Horațiu Răcuciu a anunțat la finalul întâlnirii că sunt asigurate condițiile necesare pentru intervenții în situații deosebite.